Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit aici pe canalul meu de YouTube la un nou videoclip, de data aceasta un haul de cumpărături. De ce m-am gândit să fac acest clip? Este pentru că din două motive. Una la mână că frigiderul nostru era aproape gol și deci trebuia oricum să facem cumpărături. Și doi la mână, pentru că e toată isteria asta cu virusul, cu coronavirus. Și ca orice familie responsabilă ne-am gândit să facem și noi un mic stoc în casă, deși prin natura meseriei mele umblu prin supermarketuri în fiecare zi, dar nu m-am putut abține văzând toată lumea acum se aprovizionează. Am zis, ar fi păcat dacă tot merg să nu mă aprovizionez și eu cu câte ceva pe aici. Țin să precizez că aceste cumpărături sau aceste produse pe care le-am cumpărat, le cumpărăm de obicei. Chiar doream de foarte mult timp să vă prezint produsele pe care noi le luăm mereu din același supermarket și numai din acela, pentru că mi se pare interesant un astfel de clip. Mi se pare educativ, vă puteți inspira din acesta, cum și eu o fac de la alții. Și da, pentru mine a fost o ocazie foarte bună ca să filmez acest tip de videoclip. Așadar, haideți să-i dăm drumul, pentru că sunt foarte multe lucruri de arătat. N-am să insist cu descrierea, poate, și nici cu prețurile, pentru că în acest moment nu este prea relevant acest aspect. Nu contează cât am dat, am dat un pic de bănuți. Și o altă precizare ar fi că cumpărăturile sau produsele sunt din mai multe sfere. Mai mult alimentară e ce-i drept, dar o să vedeți nu numai și chiar produse de la farmacie, pentru că evident ne-am făcut un pic de stoc și în această privință. Cred că vedeți acolo în spate, eu mă chinui să-mi țin camera cu o mână, e foarte greu, deci dacă nu stă, sunt cu trepiedul, dar dacă nu stă undeva așezat e cam greu și acum înțeleg pe alții când spuneau că le amorțește mâna. Am strâns aici toate pe masa mea, noroc că masa mea este una destul de mare, hai să luăm așa, oricum o să schimb unghiul camerei imediat ce mă pun pe demonstrații, da? Iată, masa mea este numai bună și am pus și pe scaun, pentru că pe scaunelele de la masă, pentru că nu mi-a ajuns spațiu pentru toate. O să vedeți că am și un produs pe care l-am terminat deja, pentru că ne era sete și am consumat din el. Așadar, haideți să-i dăm drumul la a vizualiza produsele pe care eu le-am cumpărat pentru uzul zilnic și nu vreau să instig pe nimeni să dea iama în supermarket, să-și facă cine știe ce provizii, dar trebuie să fim responsabili, pentru că nu știm cum va evolua situația și dacă vom fi puși să rămânem în carantină în casele noastre, să avem măcar strictul necesar. Așadar, să-i dăm drumul! Bun, am întors camera și acum haideți să vă arăt o imagine de ansamblu a ceea ce am cumpărat. E peste tot mâncare și nu numai, după cum vedeți. Și eu am încercat să le grupez cumva inițial, după care m-am cam lăsat pe gubașă. Și haideți să o luăm din colțul acesta, din colțul drept, și să vă arăt câte ceva aici. Este raionul de legume fructe. Și am luat câteva 2 kg de cartofi, deși mai aveam, să știți, asta este de la piață. Ceva morcov pe care i-am mai apucat în Kaufland, și anume sunt 1,5 kg de morcov. I-am luat pe cei mai răpănoși, dacă pot spune așa, iertați-mi cuvântul, pentru că ăștia mai erau la momentul acela. Precizez că eu am făcut cumpărăturile pe la ora 16 și să știți că într-adevăr, așa cum s-a spus, rafturile erau aproape goale la produsele de bază.
Am luat niște ceapă galbenă pentru că nu am găsit ceapa roșie pe care noi o folosim și atunci am zis să am măcar un fel de ceapă. Aici am aproape un kilogram de ceapă. Am luat și 2 ardei roșii, aproape un kilogram de ardei roșii. Aici am luat banane, aproape 2 kg de banane. Am luat avocado, care mie îmi place foarte mult, îl mănânc în diverse moduri. Poate o să filmez și un clip cu cum gătesc avocado sau inclus într-un alt clip despre ce anume consumăm într-o zi. Am luat și această plasă de 2 kg de portocale. Am luat și foarte multe lămâi, pentru că toată lumea spunea inițial consumați lămâi cu apă, consumați cu apă fierbinte, chiar consumați vitamina C. Astăzi vreau să vă spun că îmi pare rău că am cumpărat atâtea lămâi, nu pentru că nu le-am consumat până la urmă, le consumăm și pe acestea, dar am ascultat părerea unui doctor care spunea, explica faptul că atunci când combinăm lămâia cu apa fierbinte, facem o mare greșeală și anume creăm o băutură acidă, care nu este necesară organismului, acesta având nevoie de băuturi alcaline. De asemenea, a preciza despre vitamina C, că este, o să vedeți că m-am aprovizionat și cu vitamina C și, mă rog, nu știu, o să rămân acolo neconsumată, pentru că tot acest doctor spunea că vitamina C este, nu este eficientă, să zicem, pentru un organism sănătos, ci doar dacă ești răcit, atunci trebuie să consumi, pentru că îl elimini în alte moduri și trebuie să suplinești cu vitamina C, dar nu în momentul în care nu este pentru prevenție, nu în momentul în care ești sănătos. Și atunci mai bine să ne rugăm să fim sănătoși și să nu avem nevoie de acestea. Bun. Deci, după cum vedeți, am terminat, să zicem, fructele și legumele pe care le-am luat pe toate, mai puțin cartofii de la Kaufland, cartofii și lămâile pe care le-am luat de la piață. Trecem la raionul Lidl, dacă pot să mă exprim așa, unde am cumpărat o salată din aceasta de carne, cu maioneză și cu castraveți, care îi place foarte mult soțului meu. Eu doar am gustat-o și da, e bună, dar mi se pare cam sărată și plină de maioneză și eu nu-s cu astea. O șuncă de Praga pe care o consumăm frecvent, vă spuneam că sunt produse pe care noi le consumăm de regulă. O șuncă de Praga care are 70% carne, cea de la Peacock. De asemenea, acești cartofi, cum le numesc ei, e un cuvânt, o specialitate din cartofi, nu pot să vă pronunț acest cuvânt, că mi-aș rupe limba în două. Mai departe, pe care îi prăjim și sunt foarte, foarte buni, mai ales pentru băieți, eu nu mănânc așa ceva. De asemenea, un parmezan de la Lovilio, care este ras, parmezanul acesta ras, recunosc că de obicei îl luăm pe cel grated, pe cel ras, dar acum n-am găsit și am luat pentru acest caz de strictă urgență și așa, ras, și nu-mi pare rău. De asemenea, am aici chefirul nostru preferat de 1,5% în bidonaj de 1 kg, pe care îl consumăm dimineața în fiecare dimineață, suntem înnebuniți după acest chefir. Mai departe, am acest lapte de cocos de la Freșona, tot din Lidl, un lapte de cocos care mie îmi place, îl consum doar eu, îmi place la nebunie să-l pun în cafea.
pentru că știu că este foarte hrănitor și dă energie și sațietate încă de dimineață și îl consum, bine, nu intrăm în detalii, îl consum în fiecare dimineață și îmi place maxim. Acum voi ajunge la niște produse pe care vă spuneam că nu le iau de regulă, dar acum le-am luat, că am zis, na, se conservă, nu se strică și nu se știe ce, sigur le vom mânca dacă Doamne ferește va fi. Și acestea sunt fasolicile de la Freșona, cu bob lung în saramură, dar mai am un tip de fasolică și anume aceasta, roșie, fasole roșie boabe. Da? Acestea sunt singurele produse pe care nu le consumăm de obicei, dar le-am cumpărat. Rămânem la Lidl cu acești fulgi de ovăz integral pe care îl consumăm în fiecare dimineață de la, în iaurt sau în chefir. De asemenea, tonul în suc propriu de la Nix pe care îl preferă băiatul nostru și îl face cu paste sau în diferite alte moduri și îl gătește singur, am băiat mare. Așa, mergem mai departe la brânza de vaci pentru prăjituri clătite și găluște umplute. Ați mai văzut de la Pilos, ați mai văzut la mine produsul acesta în clipul unde m-am chinuit să fac un cheesecake. De asemenea, am aici roșii mărunțite, tot de la Freșona, tot de la Lidl, adică. Tot de la Lidl am aceste hârtii igienice de la Floralis, care au început să-mi placă în ultima perioadă mai mult decât țeva. Le-am descoperit și eu la mama mea, care le cumpără și mi-au plăcut foarte mult. Numai că noi luam varianta cu 4 straturi și acum cu toată criza asta, cu toată isteria asta, nu le-am mai găsit decât pe acestea de, cu 3 straturi. Așa, și cu hârtia igienică cred că am terminat cu produsele de la Lidl, cred, nu sunt sigură, și trecem la produsele de la Kaufland. De la Kaufland am cumpărat acest gem pe care tot băieții îl consumă, un gem de zmeură, marca proprie Kaufland, care ei zic că este bun, eu doar, nu știu, gust câteodată când am nevoie de dulce, așa. Mai departe, tot de la Kaufland am cumpărat acest orez cu bob lung de la Uncle Ben's, îl consumăm frecvent, îi place băiatului ca și garnitură pentru cărniță câteodată. Deci lui îi place orezul și îi plac pastele la nebunie de când e mic. Mai departe am acest lapte marcă proprie cu grăsime 3,5%, lapte integral. L-am luat așa pentru că știu că are termen lung și anume 27-a, 7-a, și deci putem să stăm, Doamne ferește, Maica Domnului, mult și bine în carantină. Apoi, haideți să mergem așa. Ne-am luat și o sticlă de vinuț așa să sărbătorim nu știu ce. Ne place acest vinuț de Purcari, 1872, un vin sec roz. Ne place și mai bea și câte o jumătate de păhăruț și băiatul nostru câteodată. Așa, de asemenea, această fasole, o să ziceți că am exagerat cu fasolea în aceste cumpărături și sunt de acord cu voi, fasolicile de la Gianna, mi-a plăcut mixul acesta de, și l-am mai folosit și altă dată, mixul acesta de fasole, conține, nu știu dacă voi știți, da, este o salată de fasole, zic ei așa, fasole roșie, fasole albă, fasole borloti, dacă văd bine, și năut. Și m-am gândit că o să fac aceste conserve cu sos și o să ne placă la nebunie. Mergem mai departe, iaurtul grecesc de la Olympus, de 2% grăsime. Ne place acest iaurt, l-am luat în varianta mare de 900 de grame, dar îl consumăm și pe cel mic de 400, cred. Tot de la Kaufland am cumpărat această băutură, să zicem, lactată, sau cum îi zic ei, lactată cu gust de vanilie, pe care o consumă băiatul, dar și eu câteodată, pentru că are proteină 26 de grame și
foarte bună pentru cei care își construiesc mușchi și așa mai departe. Mergem mai departe, avem o pâiniță cu cereale și semințe de la Boromir. Ne place această pâine, dar nu o cumpărăm mereu pe asta, de ce să vă mint, le schimb câteodată, hai focus. Așa, aceasta este. Apoi un amestec pentru supă cremă de legume, iceberg, da, pe care intenționez să o fac supă, evident. Tot pentru supă am acest mix de legume de marca proprie Kaufland. Mix din 8 sortimente de legume și asta m-a încântat foarte mult și am cumpărat-o. De data aceasta pentru ciorbă am 2 amestecuri de legume de la Gradena. Bun. Tot congelate am aceste mixuri de legume pe care le putem face la tigaie, ca și garnitură la o bucățică de cărniță. Le-am mai folosit de la Hortex. Sunt foarte bune. Le dau și pe acestea la o parte că sunt congelate. Bun. Și trecem mai departe. Am aici o punguță de Nesquik, de cereale Nesquik de 500 de grame pe care le mănâncă băiatul. De obicei le mănâncă pe cele combinate, vanilie cu cacao, dar acum la nebunia pe care am văzut-o în Kaufland e bine că am găsit și atât. Deci o punguță de cereale pe care eu le consum, eu și soțul, cerealele de la Pirifan, musli, da, cu 30% fructe, ne plac foarte mult pentru că n-au adaos de zaharuri și conține doar zaharuri prezente în mod natural. Are un kilogram și ne ajunge pentru amândoi, cred că vreo lună de zile. De asemenea, hârtia de bucătărie, rola de bucătărie volare, care are un preț bun, sunt 3 role la preț de 2. Așa, și mergem mai departe. Am luat acest ulei de măsline, deși de-abia am început o sticlă tot de ulei din acesta de la Costa d'Oro, ulei extra virgin. Așa, are un litru și ne ajunge foarte, foarte mult. Am mai cumpărat de asemenea această smântână de gătit de la Dorna, cu 32% grăsime, o mai folosesc la sosuri, da? Am aici și un produs terminat pe care nu ne-am putut abține și l-am devorat de cum am ajuns acasă. Este acest suc de 9 fructe cu 7 vitamine, spun ei 100% suc natural de la Olympus, ne place foarte mult. Bun, și mergem mai departe, tot din Kaufland am luat acest sos pentru mâncare chinezească. Am îndrăznit, aș putea spune, să iau acest sos chinezesc. Nu știu dacă o să-l folosesc, am așa o reținere, dar de obicei îl folosesc, să știți. E un sos aromatic sweet China. Îl folosesc și îl fac cu piept de pui. Foarte, foarte bun iese. Mergem mai departe și am aici una, două, trei și am impresia că una este gata desfăcută, lipii din acestea de la Mission, da? Mission se numesc. Sunt cele, sunt varianta care îi place cel mai mult băiatului și anume la grătar, care îi plac cel mai mult băiatului nostru. Le mănâncă atât dimineața, nu prea consumă pâine, adică mănâncă o lipie dimineața la micul dejun și alta și-o ia la școală în pachet cu diferite lucruri. Așa, și dacă tot am luat atâtea congelături ca să-mi fac supă și ciorbă, am luat și aceste perluțe de
nu știu ce perluții, ia să vedem cum zic ei, că se numește coapte, perle coapte pentru supă, sunt foarte bune, dar cam periculoase pentru siluetă, dar nu promit că nu o să-mi pun multe, pentru că țin foarte mult la silueta mea. Haideți să ne facem un pic de ordine aici, am terminat. Acum, vă spuneam că o să vă precizez dacă produsul este din altă parte și am ajuns la momentul acesta. Am două sticle de borș, de tecuci, celebru borș de tecuci pe care noi aici în zona Galațiului îl consumăm foarte des și este foarte bun și acru, luat de la piață, să zicem, nu din supermarket, ci așa, dintr-un magazin random. Un mălai, și anume mălaiul lui Enache, și pe acesta îl folosim foarte des, probabil că îl știți cu toții, este un mălai de foarte mare calitate, zicem noi, nu știu, nouă ne place. De asemenea, am cumpărat o miere de albine pe care soțul o pune în cafea dimineața și băiatul o consumă, nu știu, cu diferite ocazii. Așa. De asemenea, am aici tot de la piață, să zicem așa, un orez de roni pe care l-am cumpărat așa, deși nu prea folosim de roni, v-am spus, mai mult din acesta cu bob lung de la Uncle Ben's, dar l-am luat să fie, fac și eu ca românul. De asemenea, de la Metro am cumpărat aceste paste integrale care plac foarte mult băiatului. Vă ziceam că el este nebunit după paste de mititel. Îi plac pastele cu orice, le-ar mânca și cu, nu știu, îi nebunit după paste. Și am optat de mult pentru varianta de paste integrale. Am 2, 4, 5 de pene rigate și 3 de spaghetti tot integrale, tot de la Barilla. Astea oricum nu ne lipsesc din casă niciodată. V-am spus, băiatul își gătește multe lucruri singur. În colț acolo se vede și un bidon de apă. Mai am încă 2 de pe aici pe dedesubt pentru că n-am pe unde să le țin prin bucătărie și le pitesc pe unde pot ca să nu stea chiar la vedere. Și deci avem 3 bidoane de 19 litri de apă, sperăm să ne ajungă, deși noi consumăm foarte, foarte multă apă. Și trecem și la produse de îngrijire corporală, dar și de, nu știu, o să vedeți aici, și am așa un gel de duș de la Dove, cel cu ulei de argan, care ne place foarte mult, e clasic, e cunoscut de toată lumea. Șamponul meu preferat, acesta de la Garnier Botanic Therapy, cel cu cocos și cu lapte de cocos și macadamia, îmi place la nebunie, îl știți din videoclipul de favorite. De asemenea, ce am mai prins și eu sunt șervețelele acestea dezinfectante pentru suprafețe de la Dettol și eu deșteaptă n-am luat decât un singur exemplar din ăsta și îmi pare rău, dar m-am scos cu acestea 2 de la Savo, tot antibacteriene universale sunt acestea, cu lavandă, dar ce mai contează, bine că le-am prins și pe astea. Mi-am luat și o cutie de tampoane zilnice de la Bella, cele pe care eu le folosesc pentru uzul zilnic. Așa, o cutie din aceasta de șervețele cosmetice de la Regina cu 4 straturi. Consumăm în draci, mai ales acum de când cu coronavirus, pentru că mai pufăim diverse soluții dezinfectante și ne ștergem telefonul și alte lucruri cu acest tip de șervețel. Ne-am luat de asemenea și o pastă de dinți de la Colgate, aceasta cu cristale, Max Fresh, Cool Mint, tot de la Kaufland am luat acest dezinfectant pentru rufe de la Dettol, un
Eu foloseam altceva, nu mai știu acum în momentul de față de la cine, dar acum n-am găsit decât pe acesta și bineînțeles că l-am cumpărat. O apă de gură pe care o folosim acum în momentul de față și anume Colgate, Coolmint. Așa, și câteva, și WC-ul trebuie să fie îngrijit, mai ales WC-ul. Aceste biluțe de la Bref ne plac foarte mult, sunt puternice și, și eficiente. Bun, și iată că am dat săpunurile la o parte și așa. Mai am aici trei săpunuri Protex, de obicei folosim, ați văzut cred că și în alte clipuri, săpunurile lichide de la Dermomed, dar în momentul de față le-am luat pe acestea pentru că sunt antibacteriene și mă gândesc că sunt un pic mai eficiente decât celelalte. Și am și o punguță de medicamente, mi-am mai făcut și un stoc de medicamente de la Sensiblu. Haideți să vedem ce am aici. Bineînțeles că am luat multă vitamina C, vă ziceam că le-am cam luat degeaba, după ce am ascultat speech-ul acelui doctor, m-am răzgândit și nu știu ce o să fac cu ele. Acestea sunt pastiluțe pur și simplu, tripla acțiune pentru susținerea sistemului imunitar, nu știu ce, tot... Hei, și-am prins și promoții și mi le-a băgat pe gât câte două, știți? Așa, vitamina C cu zinc, acestea de la Dr. Hart, acestea sunt efervescente, comprimate efervescente, așa, tot pentru răceală și gripă am luat Coldrex Max Grip cu fructe de pădure, ne plac astea foarte mult, adică nu că ne plac, dar sunt, nu știu, sunt eficiente pentru noi. Bun, mai departe mi-am luat un medicament pe care eu nu, sau fără de care eu nu stau niciodată. Îl consum de foarte mulți ani după, mă rog, problema mea de sănătate despre care v-am vorbit într-un alt clip. Așa puțin, am atins subiectul puțin așa. Este un complex de calciu, vitamina D3, magneziu și zinc pentru sănătatea sistemului osos. Dar nu neapărat ar trebui, sau nu neapărat pentru că am avut problema aceea, ci pentru că este un complex de vitamine pe care ar trebui să le consume toate femeile care au peste 40 de ani. Așa, și ce mai am aici? Mai am niște pastiluțe pentru... Stați să vi le arăt așa, niște pastiluțe pentru tuse, sunt niște drageuri cu lemn dulce și propolis pentru dureri de gât și tuse. Acestea nu le-am avut niciodată, nu le-am încercat de la Apivita, nu le-am încercat niciodată, dar să știți că de la farmacie mi le-a dat pe cele mai scumpe pentru că variantele ieftine nu mai erau. Așa, și acest Nurofen pentru răceală și gripă, deși mai aveam, dar am zis hai să fie, nu se strică. Și na, sperăm să nu fie nevoie, dar trebuie să fim preventiv. Cam astea au fost produsele pe care noi le-am cumpărat. V-am spus că nu o să vă dau prețuri pentru că n-au nicio relevanță în momentul de față. Haideți să vă mai arăt o dată așa. Bun. Cam acestea au fost produsele pe care noi le-am cumpărat din... Kaufland, din Lidl, din Metro și de la piață, să zicem. Vă mulțumesc pentru că ați avut bunăvoința și răbdarea să mă urmăriți. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, vă rog să-mi arătați printr-un like. Dacă nu v-ați abonat, vă rog să o faceți pentru că m-ar ajuta foarte mult să mai cresc puțin aici pe YouTube. Și noi ne vedem data viitoare la un nou clip, dar până atunci vă pup și vă iubesc!